Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul nostru care a creat cerurile și pământul, Domnul Iisus Hristos care a murit pentru noi și păcatele noastre și Duhul Sfânt care ne cercetează în fiecare zi. Amin. Frați și surori, în dimineața aceasta suntem la masa Domnului, la cina Domnului și spunem noi cina cea de taină. Unele biserici creștine au 7 taine, Biserica Pentecostală, Biserica Neoprotestantă sau în general bisericile neoprotestante au doar 2 taine. Prima taină este botezul și a doua taină este cina Domnului. În dimineața aceasta suntem la aceasta de a doua taină, la masa Domnului, la cina Domnului și o numim așa pentru câteva considerente foarte importante. În primul rând, la cina Domnului, la masa Domnului, ne cheamă Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Este cea mai importantă masă, este cea mai importantă cină la care însuși Domnul Iisus Hristos ne cheamă pe toți. Știți când a fost pe pământ, Domnul Iisus a luat inițiativa, Domnul Iisus a vorbit despre toate detaliile, duceți-vă în cutare loc, duceți-vă în cutare casă, vorbiți cu cutare om, vedeți odaia de sus pregătită, gata pentru cina Domnului, vorbiți cu acel om, vorbiți cu acel proprietar, va fi gata, pregătită. Și Domnul Iisus împreună cu cei 12 a luat parte la cina Domnului, la masa Domnului. În dimineața aceasta, masa Domnului, care aș dori să fie subiectul sau titlul mesajului din dimineața aceasta, să vedem ce este masa Domnului, ce reprezintă ea și cum ne raportăm noi la masa Domnului. În primul rând, așa cum am spus, Domnul Iisus este Cel ce invită la masa Domnului. Poate ați fost invitați la multe mese, la multe cine, la multe dineuri, spunem noi, oficiale, mai puțin oficiale sau particulare. Dar una singură se deosebește de toate, pentru că este unul singur care este cel mai mare, care este veșnic, care este Alfa și Omega, care este Mântuitorul și Mirele Bisericii, El este Cel ce face invitație la masa Domnului. Cum răspunzi tu și cum răspund eu la această invitație? Vedeți dumneavoastră, în viața de zi cu zi, când primim o scrisoare, un e-mail, să vorbim pe limba secolului 21, dacă este de la colegul tău, îl pui mai la capăt, nu? Dacă este de la primul superior, deja te frămânți când îi dai răspunsul să nu uiți. Dacă este de la al doilea mai de sus, este deja prioritatea mai mare. Dacă este și mai de sus, și mai de sus, este imediat. Dar aș vrea să vă întreb în dimineața aceasta, această invitație n-a venit de la un coleg, n-a venit de la un membru al familiei, n-a venit de la un superior, de la serviciu, n-a venit de la președintele Statelor Unite, ci a venit de la Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Cum răspunzi tu la invitația aceasta? Cum privești tu la invitația aceasta? Apoi, masa Domnului și cina Domnului este de a doua importanță, este în primul rând că această masă și această cină nu este cu o pâine obișnuită. Vedeți, ori de câte ori suntem invitați la o masă, altcineva pregătește masa, mâncarea, nu? Te duci în cutare loc,
te duci în cutare, să zic, localitate, la un eveniment oarecare, sunt alții care pregătesc mâncarea, masa. De data aceasta, masa de la cina Domnului sau pâinea de la cina Domnului sau rodul viței de la cina Domnului, care după rugăciune, prin credință, în valoarile lor spirituale este trupul Domnului Iisus și sângele Domnului Iisus, observați, nu mai este de altă natură. În primul rând, invitația este de la Domnul Iisus și masa sau cina Domnului este Domnul Iisus. Slăvit să fie Domnul! Invitația este a Lui, pâinea este El însuși. Și observați în dimineața aceasta, chiar dacă textul a fost mai lung, un lucru care este atât de important, un lucru care este atât de evident la cuvintele Domnului Iisus, pentru că mai multe cuvinte care s-au citit n-au fost cuvintele apostolului Ioan, apostolului iubirii, ucenicului Ioan, ci au fost cuvintele spuse direct de Domnul Iisus. Și Ioan le-a consemnat. Și observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Partea a doua, din nou sublinează Domnul Iisus voia Tatălui. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și Eu îl voi învia în ziua de apoi. În cuvântul acesta, firul roșu este pâinea care se coboară din cer, viața veșnică, Eu îl voi învia în ziua de apoi, El va trăi prin mine și cine mănâncă din mine va trăi în veac. Deci observați a treia importanță a cinei Domnului. Este că în raportul nostru cu cina Domnului este raportul nostru cu eternitatea. Este raportul nostru cu viața veșnică. Este raportul nostru cu învierea în ziua de apoi la învierea sfinților, la răpirea bisericii și așa mai departe. Observați că masa aceasta nu este oarecare masă. Primul rând, este invitația făcută direct de Domnul Iisus. Doi, masa îl reprezintă pe Domnul Iisus. Trei, dacă avem un raport sau dacă credem cu adevărat, dacă ne raportăm cu adevărat, dacă privim cu adevărat la masa aceasta așa cum trebuie privit, de ea se leagă eternitatea, de ea se leagă viața veșnică, de ea se leagă învierea noastră la ceata sfinților, de ea se leagă răpirea noastră împreună cu biserica. Este importantă masa aceasta? Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Acum, până aici este ce a făcut Dumnezeu. Și acum dacă am trece un pic ca să vedem importanța generală, aș putea spune de un nivel superior, și am putea întreba invers lucru, mai putea Dumnezeu să facă ceva pentru masa aceasta, pentru cina Domnului și n-a făcut? A luat inițiativa, ne-a invitat pe noi, păcătoșii, muritorii, lucrarea mâinilor Lui. S-a dat pe sine însuși și El reprezintă pâinea aceasta. Numărul 3. De pâinea aceasta, de masa aceasta, de credința în Domnul Iisus, care este raportul nostru cu El, atârnă eternitatea noastră, atârnă viața veșnică. Acum, dacă l-am întrebat pe Dumnezeu și îmi spune, Doamne, ai făcut 99%, dar mai trebuia să faci un lucru.
Mai este ceva care Dumnezeu ar fi putut să facă și n-a făcut? Nici de cum. Dumnezeu a făcut 100% pentru noi. Slăvit să fie Domnul! Cât așteaptă Dumnezeu de la noi? 1%? 2%? 3%? Sau expectarea Domnului este la fel de 100%? Să ne predăm Domnului 100%. Să venim înaintea Domnului așa cum suntem 100%. Nu pe jumătate de măsură. Nu să fim alții decât suntem, ci, Doamne, ăsta sunt. Asta am făcut. Asta am zis. Asta am gândit. Stropește-mă cu sângele Tău. Sfințește-mă. Curățește-mă. Iartă-mă. Și nu vreau să mă mai duc pe drumul acesta. Domnul să ne ajute la aceasta. Glorie Domnului! Într-una din vizite, un slujitor a fost chemat acasă la o familie. Și pentru că era în drum cu o altă persoană cu el, a mers împreună la masă. Omul acesta care însoțea slujitorul era un gurmand, era un mâncăcios. Și erau și flămânzi că călătorise toată ziua. S-a pus o masă bună de familia respectivă și fratele slujitor se uită la partenerul lui de călătorie și vede că nu mănâncă nici felul întâi, nici felul doi, nici felul trei, își pune un pic de suc în pahar, bea o înghițitură și cam atât. Și vede că e ceva ne la locul lui. Și în drum, după ce au plecat din familia respectivă, îl întreabă, măi omule, totdeauna când ești cu mine, mănânci destul de bine. Ce s-a întâmplat? Că de postit n-ai postit. Ce s-a întâmplat cu tine de n-ai mâncat deloc de la familia aceasta? O, frate dragă, dacă ai ști cât de rău l-am vorbit eu ieri pe fratele ăsta, cât te-am spus despre el și ce-am făcut și cât i-am spus și cât i-am făcut, dacă aș fi luat o singură înghițitură, parcă aș fi simțit cuie în gâtul meu și n-aș fi putut să înghit nimic. Dragul meu, cum vii la cina Domnului? Crezi că poți să te dai drept altul înaintea Domnului care vede totul? Care are ochii ca para focului și cunoaște înăuntrul tău, inima ta, sufletul tău, cugetul tău? Sau să spui în dimineața aceasta, Doamne Iisuse, am greșit. Doamne Iisuse, ai messed up. Doamne Iisuse, am avut un shortcoming, am avut cu tare. Tu ai dat totul pentru mine. Tu ai murit pentru mine și pentru păcatele mele. Și eu am mers pe drumul acela, am făcut lucrarea aceea, am făcut cu tare, am spus cu tare, am gândit cu tare. Și n-a fost după voia ta. În dimineața aceasta mă pocăiesc în sac și cenușă și te rog să mă ierți. Și nu vreau să mai merg pe drumul acesta, pentru că tu ai făcut totul pentru mine. Tu ai făcut totul pentru biserică, tu ai făcut totul pentru frații mei. Și eu tot cu vechile apucături, tot cu vechile obiceiuri, tot cu lucrurile vechi, tot cu lumea și cu deșertăciunea lumii. Dar astăzi, Doamne, am înțeles că masa aceasta este cea mai importantă masă. Masa aceasta este o invitație direct din partea ta. La masa aceasta, Doamne, nu este o mâncare obișnuită, ci mâncarea aceasta este trupul tău însuți. Slăvit să fie Domnul! Ce minunat este să înțelegem care este și ce este cina Domnului. Unii se gândesc și spun, știi, e o duminică obișnuită, e un serviciu obișnuit, de ce se pune atât de mare accent pe cina Domnului? Așa spun unii. Unii care sunt firești. Și vreau să vă spun că undeva, cu mulți ani în urmă, într-o localitate, pe vremea când credincioșii în România erau foarte mult persecutați, erau vânați,
erau monitorizați. Unul dintre polițiști, unul dintre milițeni, care a fost pus să supravegheze o biserică dintr-o localitate mai mică, se ascundea prin grădină, se ascundea pe la acoperișurile oamenilor, prin ogrăști, prin pe unde putea să ieie informații, să asculte, să vadă cine a venit, cine a plecat și totul. Și într-una din seri, când era la postul lui, dat ordin de superiorii lui, a auzit în casa aceasta, frații veneau la rugăciune și în seara aceea se serba și cina Domnului. Nu era încă biserică deschis oficial, nu era aprobare încă să se roage sau să se întâlnească într-o biserică așa cum este astăzi. Și dintr-o dată el a auzit cântarea "Mă duc la Golgota să-L văd unde a murit Iisus." Când a auzit cuvintele acestea, omul acesta n-a mai fost același. Aici este vorba de Golgota, aici este vorba de moartea Domnului Iisus Hristos. Aici este vorba de prețul pe care Iisus Hristos l-a plătit pentru noi. Și bineînțeles, datorită valului care era atunci, comunismului și toate lucrurile care erau la nivel de guvern, omul acesta și-a stins conștiința lui și n-a dat curs gândului și Duhului Sfânt, dar a mers mai departe în viața lui, în serviciul lui, a ajuns să fie chiar comandant de poliție pe o zonă mai mare. Și a venit vremea când să fie aproape la sfârșitul vieții. Copiii lui și ei atei a chemat slujitorii bisericii și a spus: domnilor, vreau să vă spun ceva, noi nu credem în Dumnezeu, să n-aveți pretenții să faceți vreo mormântare, vreo, știu eu, mai ziceau ei și pomeni, că nu știau despre ce e vorba, așa cum se știa în vremea aceea. Și slujitorii au spus: domnule, noi n-avem nimic cu trupul neînsuflețit, noi avem de lucru cu sufletul omului cât trăiește. Dacă ne dați voie să-l vizităm așa cum a cerut, dați-ne voie. Și când l-a vizitat pe omul acesta, fost comandant de poliție care a trecut prin toate gradele în viață, a spus: domnilor, eu l-am întâlnit pe Iisus Hristos undeva într-un sat mic, undeva într-o casă sărăcăcioasă. Eram la postul meu de veghe să supraveghez ce se întâmplă acolo și am auzit acolo cum cântau frații aceia bătrâni, surorile acelea în vârstă, cum cântau: mă duc la Golgota să văd cum a murit Iisus. Și de atunci mi-a rămas imprimată mesajul acesta, lucrarea aceasta și cina Domnului. Am alungat gândul acesta, m-am dus în șuierul și în iureșul vieții, dar nu pot să mor până nu vreau să mă întâlnesc cu acel ce este Iisus Hristos. Și a arătat un caiet mare în care a conspectat aproape toată Biblia, de la postul lui, a conspectat Biblia să o înțeleagă și a spus: astăzi sunt gata să-mi predau viața Domnului Iisus Hristos care a murit pentru mine la Golgota. Și frații s-au bucurat așa de mult că o cântare, dar nu o cântare oricum, este cântarea despre mielul lui Dumnezeu, este cântarea despre Fiul lui Dumnezeu. Aici, la cina Domnului, este cântarea biruinței lui Iisus Hristos pe Golgota, la cruce. Slăvit să fie Domnul! Ce minunată este lucrarea aceasta! O, Doamne, ajută-ne să ne facem partea noastră! Vedeți, Domnul Iisus a făcut invitația, Domnul Iisus a dat pe El însuși, Domnul Iisus ne-a spus: cine crede în mine și cine vede pe Fiul are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, versetul 40. Dar oare este oricum? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune
că noi trebuie să facem ceva la cina Domnului. Lucrarea aceasta nu este pasivă. Lucrarea aceasta nu este doar de observație, nu este doar de priveliște, ci lucrarea aceasta este adâncă și cere partea noastră. Și auziți ce spune versetul 28 din 1 Corinteni, versetul 11. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Cine mănâncă și bea, își mâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Apoi, dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați. Cercetare, deosebire sau discernământ, pentru cei care înțelegeți limba română mai modernă, și al treilea lucru, a ne judeca. Primul lucru la care diavolul încearcă să schimbe așezământul și adâncimea cuvântului și lucrării acesteia, unii zice, da frate, eu am cercetat foarte bine, dar am cercetat pe sora de lângă mine, din stânga, pe sora din dreapta, pe fratele din față, din spate, am cercetat pe toată biserica, dar numai pe el nu s-a cercetat. Biblia spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Frați și surori, la cina Domnului ne cercetăm noi pe noi înșine. Deosebim trupul Domnului de orice altă lucrare, de orice altă masă. Ne judecăm noi pe noi înșine ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Care este deosebirea dintre cercetare și judecată? La cercetare doar descoperi faptele sau doar înșirezi faptele. La judecată te acuzi și te găsești vinovat. Este două diferențe mari aici. Unii se cercetează și văd că au greșit acolo, dar nu sunt gata să spună îmi pare rău. Numărul doi, nu sunt gata să spună am greșit, sunt vinovat și numai sângele Domnului mă poate curăți de păcatul acesta sau de păcatele acestea. Am vorbit cu mulți și am spus, tu știi că acest lucru este păcat? Nu știu. Dar zic, scrie în Biblie. Am trecut peste partea aceea din Biblie. Este foarte mare lucru de la cercetare și a te găsi vinovat, a recunoaște, a te căi și a spune, Doamne, îmi pare rău, mă pocăiesc în sac și cenușă, vreau să mă întorc și să nu mai merg niciodată pe drumul acesta și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Astăzi este vremea cercetării. Astăzi este vremea când Dumnezeu te cheamă să te cercetezi. Într-o biserică, un om care a trăit și care trăia într-o condiție și într-o viață nebiblică și necorespunzătoare după cuvântul lui Dumnezeu. Fratele slujitor mai în vârstă i-a spus, dragul meu, din dragoste pentru Domnul îți spun, nu te împărtăși cu trupul și cu sângele Domnului. Viața ta nu este curată, tu încă trăiești în păcat. Și el a spus, nu mă interesează de ce spui tu, eu iau aceasta pe răspunderea mea și fac ce vreau eu. S-a făcut cina Domnului, s-a trecut cu prima parte cu trupul Domnului, omul acesta
a luat din trupul Domnului. Frații au spus și au comunicat din nou și a spus, i-am spus, dar nu vrea să înțeleagă. S-a dus cu a doua parte, cu sângele Domnului. Când a vrut să se împărtășească cu sângele Domnului, a căzut jos în biserică, a făcut spume la gură, s-a zvârcolit acolo și și-a dat Duhul. Frați și surori, acum veți spune, dar așa este la cina Domnului? Așa este la cina Domnului. Uitați-vă în Sfânta Scriptură, chivotul legământului, care avea și un vas cu mană în el, pe lângă celelalte, dar acum mă leg de vasul de mană, mana care a avut loc pe vremea lui Moise. Biblia spune că chivotul Domnului a stat în casa lui Abinadab 20 de ani. 20 de ani, nu 2 săptămâni, nu 2 ani, 20 de ani. Și nu s-a întâmplat nimic în casa lui Abinadab. Când trebuia să-l scoată, au făcut mare bucurie. Bucurie este când vine chivotul, nu când pleacă chivotul. Și în drumul când au scos chivotul din casa lui Abinadab, unul dintre familia acestui Abinadab a încercat să pună mâna, să protejeze chivotul să nu se răstoarne. Chivotul nu se răsturna dacă era dus pe umeri de slujitorul Domnului. Nu pus în car, cum au făcut filistenii, chivotul trebuia prețuit ca pe lucrul lui Dumnezeu atât de important. Și Uza a fost nemicit de chivotul lui Dumnezeu în văzul tuturor. David, omul lui Dumnezeu, s-a speriat și a zis, wow, așa se întâmplă cu chivotul lui Dumnezeu? Așa se întâmplă. Dar un om al lui Dumnezeu din poporul lui Israel a zis, nu se întâmplă așa când faceți ce trebuie. Și a zis, lăsați să vină chivotul la mine acasă. Acesta a fost Obededom. Și Biblia spune că chivotul legământului a stat în casa lui Obededom numai 3 luni, nu 20 de ani. Și spune Biblia că Dumnezeu a binecuvântat casa lui Obededom. Slăvit să fie Domnul! Doamne, binecuvintează biserica în dimineața aceasta și ajută-ne cu toții să privim cina Domnului ca masa cerească care este Iisus Hristos. Și Biblia spune, cine crede și vede pe Fiul, ce vezi tu aici la cina Domnului? Doar o bucățică? Doar o picătură din rodul viței? Sau aici îl vezi pe Iisus Hristos, cum moare pentru păcatele tale? Sau aici îți amintești de jertfa Domnului Iisus Hristos? Sau aici îți amintești de cununa de spini care a purtat-o Domnul Iisus pentru tine și pentru mine? Sau aici ne amintim că Iisus Hristos a stat atârnat între cer și pământ, acolo pe cruce, și a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ce vezi tu aici la cina Domnului? Eu îl văd pe Iisus Hristos răstignit. Eu îl văd pe Iisus Hristos înviat. Eu îl văd pe Iisus Hristos la dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Slăvit să fie Domnul! Îl vezi și tu așa? Crezi și tu așa? Slăvit să fie Domnul! Și Domnul Iisus spune, cine vede pe Fiul și crede în El, versetul 40, va avea viață veșnică, ca și El să aibă viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Doamne Iisuse, în dimineața aceasta, fă ca toată biserica ta, care este în locul acesta, să te vadă pe tine aici la masa ta, să creadă în tine aici la masa ta, să se reculeagă, să se cerceteze, să se judece, să-și vadă vinovăția, să ceară iertare și de astăzi înainte să meargă pe un nou drum. Drumul nou pe care trebuie să mergem este împreună cu Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, mirele bisericii, slăvit să fie Domnul. Și de astăzi înainte să lăsăm clevetirile,
să lăsăm lumea, să lăsăm ce este rău, să lăsăm păcatul, pentru că nimic din lumea aceasta nu este în stare să ne salveze. Unul singur ne-a salvat. Acesta este Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Doamne, lasă peste noi sângele Tău în dimineața aceasta, stropește poporul Tău, iartă vina poporului Tău, Doamne, și ajută-ne sfințiți prin sângele Tău să ne apropiem, Doamne, neprihăniți nu prin faptele noastre, ci neprihănirea care o dă credința și sângele vărsat în Golgota, slăvit să fie Domnul. Doamne, îți mulțumim că ne-ai chemat la masa Ta. Îți mulțumim că Tu însuți reprezinți cina cea de taină. Și îți mulțumim, Doamne, că dacă astăzi credem și Te vedem pe Tine aici, va veni o zi când urechile noastre, chiar dacă astăzi poate au device-uri de sunet sau de auz, va veni o vreme, spune Biblia, când oricine care a murit mântuit va auzi trâmbița lui Dumnezeu, va auzi sunetul Arhanghelului, slăvit să fie Domnul, și prin puterea Duhului care L-a înviat pe Iisus Hristos din morți, vom fi înviați și noi, spune Biblia, și îl vom întâlni pe El în văzduh. Domnul să ne ajute la aceasta. Astăzi, dacă vreți, este o pregătire a învierii. Astăzi, dacă vreți, este o pregătire a reîntâlnirii cu Cel ce a murit pentru noi, cu Domnul Iisus Hristos. Doamne, astăzi mâncăm și bem aici, prin credință că este trupul și sângele Tău. Dar n-ai mai spus ceva, că tot așa va veni o zi când îl vom bea nou în împărăția Ta. Ajută-ne pe toți în dimineața aceasta să fim și aici, dar și în împărăția Ta, la masa Ta, să bem din nou acest nou rod al viței, acolo în noul Ierusalim. Amin.